ziua! Într-adevăr, confirmăm faptul că o navă comercială cu pavilion Palau, care tranzita canalul Chilia spre o destinație, un port ucrainean, printr-o manevră efectuată greșit, a lovit pontonul Poliției de Frontieră de la Sectorul Poliției de Frontieră Chilia, avariind ușor două embarcațiuni din dotarea SPP Chilia, dar și pontonul. Avariile sunt minore, nu s-a impus intervenția pentru salvare de vieți omenești, poate dar unui prim ajutor, iar nava a fost remorcată ulterior pe malul ucrainean. În acest moment, cercetările le fac și de la Capitania Turcia, avariile urmând a fi analizate și... S-a afectat de cumva și elecțiune? Din informații pe care le avem, nu. E vorba despre ponton Poliției de Frontieră, două embarcațiuni ale Poliției de Frontieră și se pare că ar mai fi și alte două mici embarcațiuni private din vecinătate. Nu pare. Personal la bord, însă nici nu mai ce stă. Deci, nu este o problemă tehnică. Din câte cunoaștem, a fost o manevră pe care a reușit.